extraordinar de important la fi pentru județeneam. Având în vedere că este al doilea tronson de drum pe care îl facem cu fonduri europene, valoarea proiectului în acest loc materialul în parte este aproximativ de 5 milioane de euro. Un drum care se face două comuni importante din județul nostru, Borlești și Tazlău, dar se va realiza o legătură mult mai bună cu Bacău, cu Brașovul și, într-adevăr, de foarte mult timp s-a vorbit despre realizarea acestui drum, iar primarii din cele două localități aveau ușoare îndoieli ce se va mai face. A fost acel necaz și contestat, s-a întâmplat poate două luni de zile a unei firme care nu și-a găsit decât să conteste, ei nu au practic nici o bază materială și nici utilare necesară pentru un asemenea demers și de asemenea învergură. Da, a trecut și acest scop, sau am trecut acest scop, și începând de astăzi, firma care a câștigat licitația se va proiecta. E o prelungire, aș spune, firească și a drumului Rozov Giro. Peste cam 3 săptămâni, sper că nu greșesc doamna Părău, domnul Iancu, o să vă invităm și pe dumneavoastră, cei care sunteți prezentați aici, la inaugurarea drumului Rozov Giro. Am convingerea că firma care a câștigat licitația, plus CCDT, am mai demonstrat acest lucru, profesionalism, lucrări de calitate, și aici mă urc și la colegii de la Consiliul Județean, doamna Daniela Părău, domnul Adrian Neancu, care vor monitoriza permanent modul cum firma care a câștigat licitația își face treaba. Același lucru cel și dirigintele de șantier, cu care, aș spune, am colaborat bine pe tronsonul Rozov Giro, același sunt în Inerziu Cernic și pentru Rozov Tazlău, și am convingerea că termenul scris pentru terminarea lucrurilor va fi respectat și vom circula mai bine, mai în siguranță pe acest tronson Giro. Domnul prefect, v-am invitat astăzi special și pe dumneavoastră, fiindcă în ultimele 3 săptămâni am fost aflată în fiecare zi cu inundații respective și dacă am mers unde de multe ori lucrurile pe care le-am văzut ne-au impresionat grozav sau multe ori au fost neprofite, deci m-am mișat și am văzut astăzi când am vrut acest drum și cred că este benefic, a spune, pentru tot locuitorul județului Neam și de ce nu și de cei care clasitează județul nostru Neam. Așa că vă rugăm și dumneavoastră dacă vreți să mă spuneți domnule președinte, domnule președinte, domnule primar, domnule director, domnul și domnule, chiar că e o bucurie pe lângă atâtea lucruri neplăcute, dureroase pe care le-am trăit în ultimele săptămâni. După cum știm cu toții, e un obiectiv prioritar al guvernului, mai în această perioadă, îl constituie accesarea fondurilor europene și promovarea tuturor mai multe proiecte care se poată pune în valoare acești bani care îi avem de la Uniunea Europeană. Multe lucruri sunt de spus, a spus domnul președinte, decât de felicitare. Și felicit Consiliul Județean, domnul președinte, domnul profesor Vasile Puteam, felicit tot colectivul care a contribuit proiectant și toți cei care și-au adus un aport la finalizarea proiectului și la aducerea lui în stare de a fi implementat. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest de Asumă și, în ultimul rând, firmele de toate constructorii care vor da viață acestui proiect, diferit din toată inima. Știu, știm că sunt firme de prestigiu care vor avea și au instrumentele cu care să facă lucruri de
calitate. Firma... Rusc, CCRDP și felicitări și por la treabă. Domnule, vă mulțumesc, domnule. Dați-mi voie să facem mitrăm primarul de la Borlești. Ne sunt la cuvinte. Acum chiar că materializăm. După vom acționează, după ce a avut loc. După ce am avut loc contestația de stat respectivă, momentul ultimul la Borlești, domnule, se mai face drumul ăsta. Deci și locuitorii să se informați. E acum, domnul președinte, e foarte dreptate. Este ce apare în politică. Eu chiar n-am creierul ăsta, pentru că în ultima crisă. De distanță, scrie la scopul să nu-i spune, dar n-am simțit-o foarte izolată. Pentru că vorbesc în unul de cele pe la Borlești, pentru că acest lucru se crește în Borlești, pentru că de voi cu ochiul meu, pentru că vă părinte, nu mai spune ca de tot care e în care Mă bucur că... Da, când vă dați, domnul președinte, să orchestrăm cu domnul.